Mister, ce putem spune după meciul ăsta? Ce ne poți spune după meciul ăsta? Îi mai putem spune ceva? Nu mai putem spune nimic. Am pierdut rușinos. Nu e posibil să te prezinți, să ai atitudinea asta, să ai oscilațiile astea de joc sau momentele astea de joc în care am avut și momente bune, momente dar foarte puține și să fim atât de temători. Problema este că în momentul în care primim gol și s-a văzut asta și cu Mioveni, chiar și la Chindia, e o cădere mentală. Este teama, frica de rezultat, lipsa de personalitate. Este lipsa de personalitate, încă o dată o spun. Și e greu ca mulți dintre ei nu-și asumă anumite lucruri pe care le cer. Vorbim de o echipă care anul trecut a jucat play-off. Nu, nu mai vorbim de o echipă care a jucat. Sau... Vorbim de o echipă, e o echipă schimbată. O echipă care au plecat niște jucători cu personalitate, niște jucători care țineau grupul, niște jucători care puneau piciorul în prag, niște jucători care vorbeau în vestiar. Acum am așteptat deja de 7-8 etape, a trecut și etapa 8-a și am așteptat un lider, da? În momentul de față ei nu vor să-și asume această responsabilitate de a fi un lider. Încearcă să-și creeze un grup, dar în primele 3 etape vă spun că le-au tratat de sus, au crezut că, exact ce spui și tu, suntem echipa aia de play-off și se va da toată lumea la o parte că vine Clinceniu să câștige. Iar după ce ai pierdut 3 meciuri, la meciul cu Dinamo, de fapt, cred că acolo a fost impactul, în care la 1-0, în loc să faci 2-0, te bate Dinamo 3-1 și de acolo s-a rupt totul. Și de aici au intrat într-o stare din asta în care, sau o lipsă de încredere și de personalitate. Da, e greu. Sunt momente foarte grele. Nu este nimic pierdut în acest moment, doar că le-am spus-o și lor. Ați văzut cât am avut o discuție de 40 ceva de minute în vestiar după acest meci, împreună cu Sorin, cu Para. Și le-am spus că trebuie să fim bărbați. Trebuie să fie un punct zero, trebuie să punem piciorul în prag și trebuie din momentul ăsta să-și asume cu toții. Tot timpul plătește antrenorul. Simți chestia asta? Se poate? Dar nu asta e problema. Eu am spus-o. Nu e problemă că plec eu. Eu pot să plec de începând de acum, de mâine. Eu pot să plec. Nu asta este problema. Problema este ce fac ei. Problema este dacă ei nu schimbă atitudinea, dacă nu schimbă mentalitatea. Pentru că am jucători în vestiar cu niște CV-uri. Am jucători în vestiar care au făcut niște performanțe. Chiar dacă au fost campionatul trecut, în anii trecuți, totuși nu sunt niște jucători oarecare. Sunt niște jucători care trebuie să schimbe puțin atitudinea și mentalitatea. Dar e posibil ca atitudinea asta să fie tocmai din cauza faptului că s-a tot vorbit despre plecarea de-a ta, nu știu, au fost niște domni care au dat niște declarații. Dar nu e vorba, suntem eu și vestiarul și jucătorii, grupul e unit, să nu credeți că e dezbinat sau... Nu, vestiarul este ok, este disciplină, nu este haos sau debandadă pe la antrenamente sau mai știu eu ce, nu. Vestiarul este ok, doar că eu vreau mai mult de la vestiar. Adică mie îmi place să câștig, și la antrenament, la miuțele pe care le facem. Dar vreau mai mult, am așteptări mult mai mari de la ei. Și am jucători cu personalitate, jucători care și în campionatul trecut au dus greu și mă refer aici la un Patriche, la un Tibou, la un Cascini, la un Garduș, adică Pârvulescu și așa mai departe. Sunt jucători care trebuiau să pună piciorul în prag, jucători care trebuia să integreze mai repede pe cei noi și să le explice și lor ce se întâmplă în fotbalul românesc, pentru că sunt jucători care au plecat unii din fotbalul românesc și alții care au venit nu știu cu ce se mănâncă pe aici, fotbalul românesc. Dar noi am încercat ca și staff să facem lucrurile astea, dar trebuiau să și ei să o facă mult mai repede. Își creează și au început de vreo 2 săptămâni să-și creeze și să fie așa cum ne dorim noi, doar că facem niște greșeli copilărești și nu e posibil să greșești de maniera asta, meci de meci, pentru că dacă viitorul astăzi, da, ne-a predat și o lecție de fotbal, dar pe niște greșeli ale noastre, în rest... Cu toate echipele cu care am jucat până acum, nu știu dacă a fost vreuna care să ne bată, să zicem, fără drept de apel. Numai pe greșeli personale. Greșeli care văd că nu se mai termină. Greșeli care parvin, nu știu, din lipsă de concentrare, de reacție, de comunicare. Și asta te costă. Te costă și de aia suntem unde suntem.
Am văzut pe Răzvan Pătrichie foarte supărat după meci. Da, acuzat și el exact acest lucru, lipsa de coeziune, parcă fiecare joacă pentru el, parcă nu mai simteți o echipă pe teren acolo. Lipsa de implicare a unor jucători. Nu neapărat lipsa de implicare, își doresc, vor foarte mult. V-am spus, este lipsa de personalitate. Este lipsa de personalitate. Anul trecut am avut un Raul Rusescu, un Tănase, un Cebotaru, inclusiv ei, care țineau vestiarul, țineau grup. Aveau personalitate, vorbeau, dădeau agresivitate echipei, puneau presiune pe echipă. Eu asta vreau, eu am nevoie de jucători din ăștia, de genul ăsta. Și am crezut că am adus, dar se pare că... Nu mai poți să pui presiune pe echipă din cauza... Păi nu știi cum să o mai dai, Dacă pui presiune, e posibil să cardă în partea cealaltă. Dacă le iei presiunea și am luat toată presiunea și mi-am asumat anumite rezultate sau rezultatele, nu știu cum o înțeleg ei. Deci nu știu cum o înțeleg. Dar eu vă spun, aici este e altceva. Chiar și la meciul de astăzi ați văzut, am început bine, i-am lăsat pe viitorul să înceapă să facă construcția în trei, le-am spus că trebuie să ducem construcția lor, să o ducem să facem 2 contra 2 pe construcția lor, fundaș central, și să blocăm pe Artan să nu mai întoarcă, dar le lucrăm, le facem, ne ies foarte bine la antrenament, exact asta spunea și Patrick, că la antrenament erau toți așa foarte entuziasmați de cum ne-au ieșit. 3 zile am lucrat acest lucru. Am avut la meciul Creva. Exact. Le spui, dar nu ies. Acum trebuie să stai și cu statuie pe bancă, nu mai poți nici să aduci energie. Nu, nu trebuie să stau statuie pe bancă, pentru că nu despre mine este vorba. Eu și cu Marius, cu Croitorul, noi avem voie să dăm indicații, dar nu asta e problema. Până la urmă, știți cum e, dacă ne uităm în fotbalul din Europa, nu trebuie să stăm și să urlăm ca nebunii, ce sunt roboți. Sunt jucători cu personalitate, sunt jucători care au valoare, au calitate, trebuie să joace, noi trebuie să urlăm la antrenamente și sâmbăta trebuie să fie un spectacol, sâmbăta ei trebuie să punem practică, sau duminica, sau un weekend. Despre asta e vorba, nu trebuie să urlăm noi să ne știe toată țara ce urlăm de pe margine de acolo, dar probabil că așa i-am obișnuit și așa suntem noi românii, cu țipete, cu urlete. Vă dați seama că nu-mi place nici mie, și mie îmi place să stau să mă uit și să mai dăm din când în când câte o indicație, dar... Anumiți jucători sunt dependenți de țipete și de urlete. Ok. Mulțumesc. Și eu, mersi.